Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aș vrea să vorbim în dimineața asta despre de-ale vieții. Probleme, lucruri care ți se întâmplă când nici nu te aștepți, mai ales în interacțiunea cu autoritățile. Că la autorități te aștepți totuși. Nu te aștepți. Da. Eu sincer nu mă aștept. De fiecare dată când mă oprește poliția rutieră, de exemplu, se întâmplă destul de rar. Dar mă aștept ca lucrurile să meargă perfect, să fie absolut corect și, sincer să fiu, nici n-am avut probleme vreodată. Dar știu, am amici care au avut interacțiuni în urma cărora au rămas complet confuzi sau convinși că au fost cumva, că li s-a comis o nedreptate, că au fost abuzați în vreun fel, că li s-a dat amendă pe nedrept. Și eu am recunoscut singura interacțiune pe care... Și eu. Ce-i pățit? Serios, am parcat acum foarte mulți ani. Am parcat lângă trotuar ca să iau pâine undeva pe bulevardul Ion Michalache. Ai lăsat-o pe avarii. Nu, am parcat, era reglementar în rând cu celelalte mașini. Și a venit o mașină de poliție care a parcat paralel cu bordura, blocându-mă. Băieții vrând și ei să ia pâine. Și când am ieșit, doar am claxonat, zic, vreau să ies, dați-mi puțin spațiu. Și a venit și mi-a spus că mașina nu era la, nu știu câte grade trebuia să fie, era la 44 de grade față de bordură și m-a amendat. A, nu cred! Da. Ce tare! Dar da. El făcuse la fel, înțelegi? El făcuse mai rău, adică bloca următoarea bandă, înțelegi? În rest, celelalte mașini erau parcă. Și a dat, zic, să se dea că era unul era în mașină, la volan. Și s-a simțit ofensat că l-am mă... Înțelegi? Și m-a amendat. Asta e mișto. Da. Când se întâmplă asta? M-am zis, acum vreo 15-20 de ani. Da, mă, dar nu cred că mai e de București, da. Nu cred că mai e de actualitate. 0372069599. Dacă ați avut vreo interacțiune cu poliția în care ați simțit, ați rămas așa nedumeriți sau confuzi sau chiar vi s-a părut că ați fost abuzați, că s-a comis o nedreptate, am vrea povestea voastră, că unele sunt fascinante, adică polițiștii par să fie, mă rog, sunt și ei oameni, dar în unele zile par să fie complet supărați pe viață. Sunt și polițiști și băieți ca lumea, adică să nu exagerăm. Pur și simplu de nervi, adică aia a fost o exagerare. În cazul UZAF, știi? Ce vă, mă, claxonezi, ia ea o amendă. E, nu, că în cazul UZAF, acțiunea petrecându-se acum 15-20 de ani, erau mulți polițiști care se vedeau Robocop, știi? Rambo, adică ce faci, mă deranjezi, îmi dai tu mie claxon să mă dau o parte, asta e că șterg o amendă. Discuția și nedumeririle noastre au pornit de la o întâmplare bizară prin care a trecut recent o jurnalistă, Paula Rusu. Ea a fost, practic, din ce descrie, urmărită în trafic și trasă pe dreapta de o mașină neinscripționată, cu numere de MAI, adevărat, dar, mă rog, nu vezi retrovizoare. Mașina respectivă avea în parbriz niște semnale roșii-albastre pe care jurnalista le descrie ca luminițele dintr-un pom de Crăciun. Și Paula Rusu este la telefon. Bună dimineața, Paula! Neața, Paula! Bună! Bună dimineața, băieți! Mamă, ce bună, mă bucur că te-am trezit la 7:30 dimineața. Nu ți s-a mai întâmplat? Da, și eu nu mai pot. De pe vremea când erai corespondent de noapte. Explică-ne pe scurt ce s-a întâmplat, când s-a întâmplat și unde. A fost destul de ciudat. Duminica trecută, în jurul prânzului, mă întorceam acasă, undeva în nordul Bucureștiului, cine cunoaște capitala, intersecția dintre strada Jiului cu București Noi, niște bulevarde foarte mari. Este acolo un semafor, eu am stat după niște mașini și recunosc, nu m-am uitat la dacă se schimbă sau nu culoarea semaforului, am dus după coada din față că e verde. Și mă trezesc, eram în coloană, mergeam cu 40 la oră, mă trezesc cu o mașină în spate, care claxona isteric, o culoare neagră, o mașină veche, care părea că urmează să-și piardă imediat, nu știu, bara sau o aripă, sau arăta foarte rău. Dar când spui claxona, nu o secundă, Paula, când spui claxona, dădea semnalul ăla de sirene? Nu, Nino. Sau ceva? Sau claxona cum claxonează mașinile? Ca orice om cu un claxon. Adică făcea titi, nu făcea Nino. Exact, știi cum vine aia din spate care îți dau flash-uri, că îmi dădea și flash-uri între timp, care îți dau flash-uri și te claxonează să te dai la o parte, știi? Că mergi prea încet. Așa, se lipise de bara din spate a mașinii mele și făcea semnalele astea. Avea lumini roșii, albastre, avea un girofar, ceva? Nu avea niciun girofar. M-am uitat în oglinda retrovizoare, s-a văzut o mașină veche, neagră, gri, și care avea la oglinda retrovizoare din mijlocul parbrizului o bară așa de 10 cm care se schimba roșu-albastru și mai avea o din aia pusă și în stânga și în dreapta.
Ca de la jucăriile copiilor, știi? Aha, cum sunt pe mașinile de pompieri sau pe mașinuțele de poliție ale copiilor. Nu știu, să aibă și o sirenă de aia de jucării. Mai nu. Scuze. N-a fost nimic care să-mi care să spună că e poliția. Și la un moment dat, eu mergând încet, renunță șoferul din spate și vine în paralel cu mine. Aha. Și atunci văd că cineva îmbrăcat în polițist sau că pare a avea niște trese pe umăr, am tras pe dreapta, desigur, dar jur că am fost convinsă că sunt de undeva filmată o cameră ascunsă sau că e vreo șarlatanie la mijloc. Știi? Da, deci că au mai fost la știri situații în care falși polițiști opreau șoferi pe stradă, se prefăceau că îi amendau sau, ce știu eu, se înțelegeau ei la amendă și uite așa povestea. Și ți-au dat amendă? Ce s-a întâmplat? Adică au coborât, ți-au cerut actele, s-au legitimat, erau în uniformă? Era în uniformă, da, dar nu avea cameră pe el, pentru că pentru mine astăzi în București, nu știu dacă ați mai văzut polițiști de la rutieră, nu mai sunt fără cameră de registrare pe ei. Eu n-am mai văzut deloc. Deloc. Adică chiar nu știu cum mai arată. Au niște dispozitive care sunt prinse de haina lor în general la umăr. Cameră de înregistrare pentru că e și protecția lor și e și protecția noastră. Da, avea numele pe etichetă? S-a recomandat polițistul respectiv? Nu. Mi-a zis că e de la rutieră și că să-i dau actele. Și am zis, zic, nu vă supărați, nu vă cred că sunteți polițist. Da, asta e maximă. Dumneavoastră faceți o Maradona. Pentru că și eu nu vă dau. Da, l-am întrebat, cu ce mașină ați venit după mine? Că asta este mașina pe care ne-au dat-o. Zice, cum nu mă credeți că sunt polițist? Dar dați-mi niște acte, ceva, o legitimație. Și mi-a arătat pistolul. Spune că am văzut fotografia. Era un Subaru Legacy model 2005. Să știi. Mașini foarte bune la vremea lor. Mașină de la confiscări. Știi că vorbim noi recent de ce se întâmplă cu mașini confiscate de la infractori. Am înțeles. Și ți-a luat permisul până la urmă, nu? Stai, ți-a arătat pistolul ca să-l prescrii polițist? Ți-a arătat pistolul? Mi-a arătat pistolul. Îți spun, aveam sentimentul că sunt într-un film suprarealist. Nu am o problemă nici cu faptul că m-a oprit poliția, nici cu faptul că mi-a luat permisul. Sunt un cetățean care, dacă am încălcat legea, e normal să suport consecințele. Însă, dacă se întâmpla toată povestea asta pe înserat, nu opream. Și ajungeam la știri că am fugit de poliție și mă mai și trezeam cu dosar penal. Eu ne fugim de poliție, dar mie mi-este foarte greu să asimilez ceea ce vedeam în urma mea, că mă urmărește, drept a fi o mașină de poliție. Eu înțeleg mașinile alea care stau și nu au semne și urmăresc radar și așa, dar să alergi după alte mașini prin trafic cu niște mașini căzute, nu? Că despre asta e vorba până la urmă. Mulțumesc. Fără niciun semn. Mulțumesc. Mai spun un lucru. Mă așteptam să aibă un girofar din ăla, cum vedeam noi în filme, care sună a poliției. Ca în anii 80, de la pe bord. Așa, da. Atât. S-au pus pe capotă. Mulțumesc, Paula Rusu. Comisarul în film. Uite, acum îmi dau seama, ascultându-o pe Paula Rusu, eu am fost odată la nu știu ce lansare de eveniment și acolo ne-au dat să punem în piept niște, mă rog, insigne care aveau două LED-uri de astea, unul roșu și unul albastru, care făceau un joc de lumini. Că așa era petrecerea în seara respectivă. Și când am plecat, l-am lăsat pe bord. Am spus, era cu o insignă și am pus-o pe bord. Ea mergând în continuare. Și nu-mi dădeam seama de ce toată lumea se dă din fața mea. Mă ajut până mi-a picat fiza cum oamenii credeau că am girofar pe bord. 0372069599. Sunați-ne și spuneți-ne dacă ați avut incidente cu poliția, dacă vi s-a părut că ați fost nedreptățiți cumva, trași pe dreapta inutil, dacă vi s-a dat amendă pentru o prostie, dacă ați contestat ce s-a întâmplat. Povești pe scurt, sunați-ne 0372069599 și mesaje audio pe WhatsApp 0721 283 de 2. Scuzați. Interacțiunea cu poliția rutieră pare a fi principalul motiv de nemulțumire a românilor, cel puțin în dimineața asta. La câte telefoane și mesaje sunt, cred că ar trebui să facem o emisiune întreagă. Da, mâine, că azi mai avem doar 3 minute. Aoleu, Valentin, bună dimineața. Te rog, pe scurt, Valentin. Bună dimineața. Salut, te rog. Aproximativ 13 ani eram la PACA,
Un polițist mi-a tăiat calea de pe banda 1 pe banda 2, am fost nevoit să trag de volan, m-am dus pe banda pe șina de tramvai. Ulterior am ajuns în dreptul lui, i-am atras atenția folosind apelativul băi adevărat. A pus sirenele, a venit după mine, am fost destul de inspirat să înregistrez toată convorbirea cu el și în același timp să refac firul evenimentului, în care el a confirmat tot ce s-a întâmplat. Mi-a dat amendă pentru proferare de injurii aduse organelor. Dar în afară de băi n-ai mai zis nimic? Sincer. Nimic altceva. Nimic altceva. Hai mă, serios, după băi n-ai pus o virgulă și să-i zici și ceva? Nimic altceva. Okay. Nimic altceva. Bine. Ți-a dat amendă, da. Bine, dar s-a enervat omul, ce era prost dispus. Păi și cum? Răzvan, bună dimineața. Salut, Răzvan. Bună dimineața, eram în Timișoara, pe o arteră principală. Să parchez la un profi, erau mai multe locuri libere și era o mașină de poliție pusă vertical pe trei locuri de parcare. Am stat frumos pe arteră, am semnalizat, am așteptat, vedeam că nu-s lumini, nu-s misiune, am dat un pic cu farul și pe aceea, după câteva secunde, până am mai dat și un claxon scurt. Iese afară domnul organ, pune chipiu, o veni la mașină, de ce claxonez? Să zic, doar v-am atenționat, nu că nu ai voie în localitate. Mi-a dat amendă că am claxonat, deși el stătea pe mai multe locuri de parcare de acord mezișul. Nu, misiune, nu nimic. La Gogoș, eu știu că o fi fost acolo. Și până a plecat. Atât, atât. Vezi, asta e la fel cu aia pe care ai pățit-o tu. Da. Nu da. Claxonezi poliția. Dar nu mai știți pe voluntarul care s-a dus să filmeze mașina de poliție care era parcată. Era oprită pe trecerea de pieton cu polițistul înăuntru și l-a întrebat ce faceți aici, de să te spătrecea. Suntem în misiune, i-a zis la o. Am pățit și eu zilele trecute. Și voluntarul i-a arătat și a și filmat. Zice, păi și domnii colegi care stau la coadă la șaorma peste drum aici, tot în misiune sunt și ăla. N-a mai zis nimic, a ridicat fereastra. Adică Cătălin, acela. Bună dimineața. Bună. Cătălin. Bună dimineața. Neața. Salut, te rog. Da. Bună dimineața. Am un microbuz omologat cu 8 locuri și de la Raru din Iași, poliția de la Hârlău mi-a oprit, mi-a luat certificatul pentru că aveam doar 5 locuri în mașină, nu erau montate ultimele scaune. Iar cu radare neînscripționate prin zona Iașului sunt la modă de foarte mulți ani, cu beculețe multe, roșii, albastre. De se poartă, vine Crăciunul mai devreme. Da. Zeno, foarte pe scurt, te rog. Bună dimineața. Bună, Zeno. Bună dimineața, băieți! Era un pic mai lungă povestea, ceva de genul, doamna Paula Hell, am pățit și eu. Când de Timișoara îmi duceam copii la școală și mă întorceam către casă. Da. Și la un moment dat mă oprește brusc o mașină neinscripționată, nenimica, coboară domn polițai, care îmi spune că vorbeam la telefon. Discuția a fost foarte lungă până am ajuns să-i demonstrez că nu vorbeam la telefon, că oricum am hands-free la mașină, i-am arătat că n-am niciun apel de seara trecută. Și la un moment dat îmi spune, dacă n-ați vorbit la telefon, să-mi deschideți portbagajul. Și atunci m-am înfuriat, zic, dacă vă demonstrez că n-am vorbit la telefon, acum mă luați la controlat. Da, exact. Mașina fiind de firmă. Da. Foarte bine, bravo. Mai avem și un mesaj și încheiem. Ia. Vă salut, Cosmin de la Timișoara. Da. Acum câțiva ani, pe un verișor, l-a oprit poliția înainte de ora 12 noaptea, 12 fără un sfert, văzând că a doua zi expiră ITP-ul, l-a ținut până i-a ridicat talonul și i-a dat amendă. Asta e golăneală. Foarte bun, bravo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.